Așa, eu am ghișit, am înțeles, stați. Dar cui? A cui? Nu, am înțeles, dansează cu fratele, cu așa, am înțeles, cu moșul. Foarte bine, credem că e fata lui. Veniți mai mult frumos împreună, pentru că vreau să-i ofer cuvânt, așa, nepoțică. Nu, hai tati cu vorbești, cine vorbește, să rușinează. E dansat, o dansat frumos, dar de vorbit, mai rușine, așa? Bună seara. Încă nu-i seara, dar oricum. Da. Îmi vine foarte greu să vorbesc la așa eveniment. Emoții, așa. Emoții sunt. Oricum, mă sunt străduiți, ceva să spun. Dacă s-a împlinit. Scumpa noastră mamă, din partea mea, din partea familiei noastre, din partea la frate, soră, dorim mulți ani sănătate, primul rând sănătate, de când să ai nevoie. Ne trebuiești mai departe. Și știi că te iubim. Emoții, așa. S-a spus și cu ce e de libertare. E mai bine cu vorbire. Noi putem să vinim toți, copii, rori, până la urmă, Marica, soacra, are și fică și feciori, de cumva cu Mihaela. Eu pot spun sigur, din numele meu, dar cu siguranță și Mihaela, că noi cam ne asemănăm așa, noi nu putem să numim soacră, noi zicem tot mamă, mămica, pentru că cum nou ne-a dat viață mămica noastră, așa și ea și-a crescut puii și cum știm că mamele din Republica Moldova, special, mai ales pe timp, știți că nu a fost atât timpuri, atât de ușoare, să spunem. Noi acum, în general, tinerii ar trebui să mulțumească la tot ce este acum. Pe timpuri, eu țin minte, suntem două de familie gemeni, dar de cum eu spălat câte 50 de pelecuți, așa, când ne-am născut iarna. Zic că acum chiar e ușor de crescut copii, numai că tinerii nu prea se avântă să dea naștere la copii, da? Noi ne bucurăm că o avem alătura. Și eu i-am spus și astăzi ei, zic, Natalia, ai ajuns la o vârstă când deja trebuie să te rogi ca să fii, în primul rând, sănătoasă și ca să-ți dea Domnul cât mai multe zile ca să fii alături de noi, de copii, de nepoței, să ajungi la nunta lor și la strănepoței, pentru că timpul fuge foarte repede. Și noi dorim doar sănătate, că în rest, eu cred că ea are de ce să bucura, pentru că are trei copii care au de fiecare familia sa, cumva sunt bine realizați. Și noi doar asta, noi mereu vă fim alături cu tot ce este nevoie. Și ne bucurăm că astăzi totuși ne-am adunat, că ea are surorile împărași, oameni cei mai apropiați cu care ea se întâlnește, cu care își spune și oful uneori, că poate o mamă nu spune tot timpul copiilor. Mai ales că fiica este departe, până la un asta-i. Și mulți ani și multă sănătate. Și dumneavoastră mulțumesc că știți că vă urmăresc cu Pașa Petra chiar de la începuturi. Eu vă cunosc istoria. De asta și-am zis că ce-am zis la început, da? Și mulțumesc că ați venit să ne creați o atmosferă foarte plăcută. Un pupic pentru Miria Luș de la noi, dar e o fetiță foarte mare și așa avansat și urmărim, e foarte bravă, să vă bucurează ea și să vă aducă doar bucurii, așa cum fiecare părinte își dorește de la copilul său, că asta cumva le dă viață mai departe, să trăim, să înaintăm, să visăm și tot așa mai departe. Mulțumesc frumos! Scumpa noastră bunică, ai ajuns la o vârstă la care probabil mulți ar visa. Ai ajuns la vârsta în care ai copii, nepoți, ai oameni dragi alături. Ce pot să-ți doresc eu? Multă, multă sănătate. Să te bucuri de tot ce ai realizat până acum. Fiind o mamă singură, de atâția ani, cu siguranță nu ți-a fost ușor.
dar tu ai dat dovadă de putere, de iubire și de dedicație asupra noțiunii de familie, copii și nepoți. Noi te iubim foarte mult și cumva dacă nu erai tu, nu eram nici noi. Sunt fericită că am ajuns la 6 sărbătoare și îți dorim mulți, mulți ani înainte. Te iubim foarte mult. Așa, te rog frumos, bunicuța dragă, cât de mândră este bunica. Deci, doamna Galina, eu vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat să văd așa familie frumoasă. Sunteți o familie cu adevărat unită și totul este datorită dumneavoastră, doamna Elisaveta. Aici vă ofer și dumneavoastră cuvânt. În primul rând trebuie dumneavoastră să încep. Da? Poftim, nu e, niciodată nu-i târziu. Da. Așa, vă rog frumos asta. În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră frumos că dacă vă amintiți anul trecut, așa. Eu am mai vorbit cu dumneavoastră, era preconizat da. Să vă chem anul trecut. Dar noi așa gândindu-ne, zică, la anul să fie 70 și să fie mai interesant. Da. Și totuși v-am găsit. Vă mulțumesc mult și la toți care ne-au onorat cu prezența la toți în seara asta. Noi, chiar și dacă am venit de departe, suntem foarte bucuroși că ne-am atins acest scop. Am făcut-o pe mămica noastră fericită, măcar chiar de dacă în cursul anului mai întâlnesc așa niște zile când așa, nu prea, dar astăzi am făcut-o fericită pentru un an de zile, cred că. Da, și ea vă urmărește, eu știu că ea vă urmărește, pentru că de câte ori stă pe telefon, eu văd că vă urmărește pe nevastă. Da. Și tot îmi spunea, uite ce doamnă, cu ce talent, atâtea poezii frumoase și atâtea recite și atâtea cuvinte care nu poate orice om să le recite, da? Mama mă întreabă, de unde le scoți? Și mi-am dat seama că o să fie frumos pentru dânsa, pentru amintirii. Pentru și o dorim ca să o avem pe mama noastră încă mulți, mulți ani fericiți. Adică, dacă ea va exista, vom exista și noi fericiți cu dânsa împreună. Principalul să fie sănătoasă, pentru că are nevoie, în primul rând, de sănătate. Eu fiind departe, o simt, îi simt durerile ei în fiecare zi, în fiecare ceas. Să ne fii sănătoasă! Da, neapărat îmbrățișare așa caldă, asta dulce, dintre mamă și fiică, nu se compară cu nimic, bravo. Și nepoțica mai mare, deci așa am înțeles. Eu, când am văzut, zic, Doamne, așa nepoțică mare, credeam că dansatoarea noastră cea mai mare, dar aici avem nepoțica cea mai mare. Asta am înțeles, vă rog să o aplaudați, tot în departare ați venit, da? Bunica Liza. Da. Cea mai caldă persoană pe care o cunosc pe viața asta. Atâția ani ai fost alături de noi. Ai ajutat fiecare familie care ai venit aici azi. Ai strâns într-o cameră atâtea persoane care vor să îți vor cea mai bine față de noi. Și sincer, nu am cuvinte. Asta este. Emoțiile sunt mari, fiindcă sentimentele și ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru acești copii și pentru acești nepoți este inegalabil. Asta vorbesc emoțiile. Așa totul e scris pe față. Și să nu mă supăr, Doamne ferești, fratele mai mic, vă rog să-l aplaudați și soția lui iubită. După asta mai am multă meditație muzicală, dar să ofer copiilor așa
timp și voce, voce ca să vă spune tot ce au în această seară frumoasă. Da, vreau să spun că toți noi avem în viață mamă. Dar a mea e specială. Așa. Este în primul rând un om de omenie, de la care am învățat multe. A fost alături când am avut nevoie. M-am